Sunt situații când alăptarea la sân nu este posibilă, iar hrănirea cu biberonul este necesară și utilă. De exemplu, la copiii care nu pot fi alăptați datorită unor contraindicații permanente de alăptare sau în situații patologice ale copilului. Când hrănim copilul cu biberonul, trebuie să avem grijă la înclinarea acestuia, în așa fel încât tetina să fie în întregime umplută cu lapte. Acest lucru limitează cantitatea de aer înghițit în timpul hrănirii și reduce astfel posibilitatea de acumulare a aerului în tubul digestiv al copilului. Ce tip de biberoane și tetine alegem? Este de preferat să alegem biberoane ce nu conțin BPA, cu tetine de silicon, deoarece sunt mai ferme și au o rezistență mai îndelungată în timp și rezistă la spălări și sterilizări multiple. Deși tetinele din latex sunt mai moi, așa spun mamele, există studii care au demonstrat că latexul a fost asociat cu un risc crescut de reacții alergice, dermatite, eczeme până la șoc anafilactic, chiar și la copiii care nu aveau semne de boală evidente. Multe studii recomandă evitarea tetinelor și a suzetelor din latex în primul an de viață. Dacă vorbim despre suzete, suzetele au fost îndelung studiate, există o istorie îndelungată a acestora, încă din cele mai vechi timpuri au fost utilizate, au fost folosite chiar și de bunicile noastre și au fost asociate cu multiple beneficii raportate în literatura medicală de specialitate. De exemplu, la copiii prematuri au fost asociate cu o durată a spitalizării mai scurte. De asemenea, este recomandată pentru liniștirea copilului. Un copil care este plângăcios, are reflex de subaccentuat, ne liniștește mama și ne liniștește întreaga familie și de aceea recomandăm introducerea unei suzete pentru calmare și liniștire. Academia Americană de Pediatrie recomandă pentru reducerea riscului apariției sindromului de moarte subită să oferim copilului o suzetă în primele 6 luni de viață. Potențialele complicații ale suzetei apar în cazul în care acestea sunt folosite peste 2 ani și în special când sunt utilizate peste 4 ani și includ apariția otitei medii sau malocluzia dentară. Pentru efectele asupra alăptării, studiile sunt contradictorii și nu a fost demonstrat că suzeta ar duce la reducerea duratei de alăptare. Utilizarea suzetei nu trebuie descurajată în mod activ și poate fi deosebit de benefică în primele luni de viață. Suzetele trebuie schimbate atunci când prezintă urme de deteriorare sau de uzură evidente și, bineînțeles, trebuie adaptate în funcție de categoria de vârstă a copilului și în funcție de dimensiunea preferată de acesta.